ce concurent doriți să eliminați din emisiunea Mireasa? Procentul este de 30,5 la 69,5. Băiatul care va părăsi casa Mireasa pentru că a fost votat în proporție de 69,5% este... Cristian. Cristian? Eu sunt. Mulțumesc că ai venit la Mireasa. Bună. Îi mulțumesc și doamnei Daniela. Și eu mulțumesc. Și cred că ăsta este momentul adevărului. Și în viziunea mea, când un capitol în viață se încheie, un altul nou se deschide. Iar primul capitol aș putea să-l numesc acela al aroganței, vanității, ispitirii, deșertăciunii și sper ca acest nou capitol care se deschide în viață să fie al acestor tineri care să plece de la virtuți, de la morala creștină pe care aceste doamne minunate le împărtășesc și le sunt modele și sper ca în urma plecării mele să presare în fiecare, în sufletul fiecare, iubire, după arhetipul Dumnezeu și al lui Hristos și să deschidă un nou capitol în viața noastră. Mi-am însușit lecția și cred că ăsta este cel mai important. Să fie momente în viață în care să te poți reinventa pe valori. Cristian, tu ce mesaj le transmiți, nu știu, celor de acasă? Că cu Antonia o să ai ocazia să discuți. Te rog. Că nu s-a terminat. Acesta am fost eu. Mă bucur că v-am făcut să zâmbiți. Mă bucur că ați trăit alături de mine această experiență de 2 luni jumătate. Vă pup, vă iubesc și noi ne vedem în scurt timp. Altceva nu mai am ce să zic, doamnă. Vreau să te opresc un pic. Laura, dacă ai avea posibilitatea să-l salvezi pe Cristian, ai face-o? Nu. Ok. Cristian, doamna Daniela, mulțumesc frumos. O să aveți posibilitatea să vă luați la revedere de la colegii voștri. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și manifest toată recunoștința. Vă mulțumesc. Ok.